Salutare YouTube! Suntem la castrul roman de la Porolisum și astăzi o să vă explic cum s-a născut poporul român, cum s-a născut poporul rom și care au fost strămoșii lui Becali. Și evident, cine a inventat țuicii. Pentru că inventarea țuicii are o legătură directă cu formarea poporului român. Și o să vedeți în cele ce urmează ce și cum. Să furăm prune. Sunteți prune de țuică. Vedea, romanii au inventat țuică, îmi pare rău, asta e. E aici, uite, e copacul cu țuică. Asta este țuică virtuală. Momentan, îs prune. Dar când se vor actualiza prunele, ca ce se vor actualiza? Se vor actualiza ca țuică. De-aia nu sunt foarte bune. Eu mănânc așa ca să mă apuce cu fureala, dar nu recomandăm bătrânilor peste 20 de ani, doar tinerilor sub 80. Și da, romanii au reinventat țuica și nu numai țuica, ei au reinventat și prunele. Prună, prunus, prunuța, ei au reinventat. La Roma prunele erau grase așa. Erau grase, erau mărioace, erau ele, sumo toate. Era, așa erau prunele la ei, erau bestiale prunele la ei. Pe vremea lor, adică așa considerau ei. No, până ori au ajuns aici, era un jumul lung, l-au prins și vara, s-au mai deshidratat astea, au mai pierdut așa, știi, din volum. Și când au ajuns soldații aici, știi, s-au văzut că aici femeile, dace, erau așa, normal, mai subțirele, așa, erau pe treaba lor, erau cu lucruri, adică frecau, ardeau așa la cratiță, cum s-ar zice. Nu le-a prea plăcut la așa, trebuie să facem ceva, să ni se dilate privirea. Adică să nu mai vin, astăzi prea slabă, toți erau așa, stăteau pe aici, erau acolo sus, erau triste așa acolo pe turnurile alea, se uitau în jos, le vedeau pe astea, de-abia le vedeau de acolo, dar erau slabe, mărite. Place, nu? Ar fi mâncat și eu prune, dar nu. Și atunci ori inventat țuica. Și de la țuică vedeau așa dublu. No, și când au văzut-o pe Mărioara Muierescu, au văzut-o pe Mărioara Muierescu cum e dublă, și-a adus aminte de prunele de acasă. Ele așa măreoace, bași două mâini și aplauz. De fapt, ei aduseseră plantele astea, nu știau cum li se zice. Dar lor le trebuia o prună, că a mea după ce a venit de la Roma până aici, adică... Să te gândești că e drumul lung. Deci erau de aia șmecheri cu pârjoleau în fața lor, o trăveau fântâni, că n-aveau ce bea, n-aveau ce mânca. Ai, prună, ce prună, tati, că de-abia vedeau drumul, știi? Păi normal că au venit ei cu planta asta, au zis, băieți, au ținut o ședință acolo sus, în amfiteatru, că de-aia au făcut amfiteatru, că de-aia au făcut amfiteatru, au zis, bă, noi nu avem unde să ținem o ședință, hai de cap, gata, rapid în amfiteatru aici, vă rog, băieți, hai, ne organizăm. No, au făcut amfiteatru, primul lucru pe ordinea de zi a fost ăsta, bă, băieți, prune, cum? Facem rost. Mai erau unii de aia șmecheri, știi, așa progresiști cumva, pe bă, dar n-ați văzut astea dacele astea ce... Da, da, mă, acum îți dai seama, ăia majoritatea erau mai bătrâni așa, nu? Dar nu crezi că eu trimis pe aia tineri, aia ce? Eu trimis pe aia bătrâni, zic, dai dracu că și dacă mor. Erau așa, mă, bă, tati, noi vrem pruna mare, tati, adică așa, grasă, frumoasă. Ăștia tineri, dai seama că deja s-au băgat nasul în prună, știi, până să ajungă ăștia la amfiteatru să discute problema. Bă, noi vrem una așa, cum avem noi acasă pruna, nu? De-astea, astea, așa, amărâte, uite-te la ele. Avem o prună de aia să ne necăm amarul, cum s-ar zice. A venit unul cu ideea, bă, ăsta, bă, da, mă, că tot eu era inginer. Bă, stai, zic, tot eu vă salut, fii atent aici.
Am eu plantele astea, le-am adus de la Roma. Le pun la cipădeluț, uite, că nu ai cipădeluț, numai plante de astea. Și aici, evident, lângă plantația de prune, ori făcut barul. Că aici era casa lui ăsta deșteptul. Că el a pus prunele aici, asta era grădina lui de prune. Bă, băi, vă explic o chestie. Acum, așa vară, culegem prunele, le băgăm aici în niște ciubere și le lăsăm așa la soare. No, celea ori începe să pută ca dracu că vin muștile, ele aștept turât o să fie, nu-i stres. Că fii atent cum faci. Te vezi? Aici. Aici. Și vede, ne? Asta era casa lui ăla, de la bar. Aici era locul unde făcea pocul și punea bograciul de ăsta, adică n-au. Chestia aia în care se făcea țuică. Un ciubăr mare. Pe ăștia i-au trimis până atunci după apă. Era pe ductul, venea pe ductul, le aducea la ăștia apă în casă. Și aveau conductă de apă, mă. Și aveau și o firmă. Se numea Ape Conduct. Știu exact cum e. Dar acum vreau să lucrez să vede Ape Duct. Acum o să fac aici în casă, să vadă exact cum e intrat Ape Duct în casă. O fădua Ape Duct pe care unul mi-a rămas și pe micul, mi-a plăcut. Să vreau o simt în de locuitor aici. Și-o tras el acolo niște conducte, niște chestii. Dai seama că aveau conducte dacă deja inventaseră șurubul, na. Eu și șurubul inventaseră șurubul aproximativ 15 ani înainte erei noastre să inventase șurubul dintr-o greșeală. Era unul care a vrut să macine grânele astea și alea se măcineau pe o chestie de piatră așa rotundă. Nu a sculptat-o bine în interior, a tăiat-o bine. Cred că a lăsat așa un colț. Când a pus un par în interiorul găurii aia mici. Când s-a învârtit aia, a lăsat așa o urmă și lemnul era tare și s-a ridicat aia. Un miracol, Dumnezei, zei, de alea, faze, date. După aia s-a prins că, bă, vezi că l-ai șurub. Ce l-ai șurub? Da, mă. Nu, vezi, gata, de cum știm, am inventat șurubul, ori trecut imediat la patente, chestii, treburilor înregistrat. Așa cum a șurubul e o chestie italiană. Zic, bă, fiți atent, până în iarnă vă fac o treabă super. E super bun, da. Primul an, nu știu omul, au făcut-o simplă. Au băut ăștia, știi? S-au uitat așa, mă, prunus, îl chema, nu? Că de acolo vin prunele, pe el îl chema prunus. Bă, prunus, bă, nu știu ce e asta, dar zici că e febră, mă, toate. Adică, pana mea, dă-ne ceva, mai bugăt așa, mai, știi? Parcă nu ni se așa dublează privirea. Și al doilea an s-o prind, îmbunătățit rețeta, adică tăi și smecherea, au făcut-o întoarsă. Oh, tati, atunci se vezi pe ăștia, acolo în 52-55 grade. Ha, oh, tati, știi cum vedeau ăștia, nu că dublu, că triplu, hei. Le-au plăcut muierile dace, de nu-i adevărat, adică. Vedeau câte o prună, tati, câte e asta, hei. Era mică, dar nu, cum erau loviți. Aceasta, dragii moșului, a fost povestea neamului românesc. Romanii, romanesc, romanii și cu dacii ori făcut românii. Dar unii romani erau așa mai răiște, nu ori vrut cu dacii. Și atunci ori făcut romanii cu romanii, a fost un fel de consanguinizare, așa. Și romanesc. Erau romani de aia, acolo de prin Sicilia, erau mai negri, erau mai bronzați, așa, știi? Bine, mă, la ce știe că zicea că acolo e ăsta, vama. Ce vama vieții, mă, vezi de treabă. Te erau cu vama veche, ăsta mereu la mare. Pana mea, vama, ce am în vârful dealului. Ăsta-s proste. Erau power, 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 și ăștia, power, da. Erau flower. Floricele pe câmpii. Nu, mă, acolo era terenul de fotbal, clar. Aici, în principiu, era un loc în care ei jucau fotbal. E clar. E clar că romanii au inventat fotbalul. Deci ei aveau o poartă care era sus. El se juca și polo. Că cred că merge și polo aici. Dar cred că fotbal. Vara fotbal. Iarna polo. Pe viață. Aveau două porți. Ce erau clar dezavantajați pe față, dar era uite că de beton. Eu zic că aici aveau nocturnă, știi?
ca echipa romanilor cu echipa, da, aia de sus care avea o singură poartă, erau romani. Clar că acolo stăteau romani. Ăștia jos, ăștia erau daci, săraci. Le-au făcut și două porți, aia aveau numai o poartă, stăteau sus. Și romanii, îți dai seama, era ușor pentru ei, numai lăsau mingea să curgă la vale și deja intra în poartă, știi? Aia până le pasau ei să, na, nu a fost ușor, nu le-a fost ușor, dar asta a fost la început. Până s-au făcut cluburile astea, știi, cu Becali și nu știu ce, a durat o vreme, prima dată a fost Becalus. Dar cred că tata lui Becalus, care era Dacalus, el a fost prima combinație, da. După ce a venit Becalus, și Becalus, chiar că a dus echipa de fotbal a dacilor și romanilor, că deja erau împreună, a dus-o pe culmi, adică pe culmea aia, acolo. Îi jucau acolo. După aia a dus-o pe culmea aia de acolo, unde este numai un copac. Că de-aia numai, acolo mai este pădure, că atât au jucat aici fotbal, că s-o sănită pe acolo. Zic, n-avea ce, frate. Ăștia făceau antrenament, serios, na, lasă. Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil YouTube. Grijă voi. Numai bine. Fara faină. Ziua faină. V-am țucat. Frate, aici au fost lecția de istoria. Nimic, ar ține numai spre... Să abrim toate becurile posibile, pentru că în noapte avem, uite aici, avem turbinele de baterii! Nu era automotor! Canadian era un pic mandelii! Acolo unde e acolo! Ah, să care o...